Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice. Astăzi avem un răsad de castraveți de mai multe tipuri. Sunt făcuți la bloc, în balcon, și îi vom pune astăzi pe pergol, agățați. Aici avem castraveți amari, care sunt foarte, foarte valoroși din punct de vedere nutritiv. Sunt foarte buni pentru ficat și dacă îi lăsați să se coacă, dispare amăreala și sunt un fruct excelent, dar cei mai buni sunt verzi, pentru că substanța activă care face bine ficatului e amară. Aici mai avem unii albi bulgărești, sunt ca și cornișonul, să zicem, dar sunt de culoare albă. Aici avem unii mici, care se fac mai mici, și pe ultimul rând avem cornișon. Nu avem mulți, avem câte 4-5 din fiecare și voi încerca să-i pun sub pergolă. Voi săpa un pic aici, îi vom uda și vedem în următoarele săptămâni cum se vor dezvolta. Pământul este destul de bun. Aceste firicele, nu știu dacă se vede, aceste firicele albe sunt o rețea de ciuperci care ajută la dezintegrarea materiei organice vegetale din sol. Este foarte bună. Lucrează în simbioză cu rădăcinile plantelor și ale copacilor. Deci nu face nimic rău, decât descompune și aduce materie organică sub substanțele din materia organică, le aduce către rădăcinile plantelor și trăiește în simbioză cu rădăcinile copacilor și plantelor. E un pământ destul de bun. Nu uitați să puneți mulci întotdeauna deasupra solului, acolo unde puneți mai ales plante noi. Orice materie vegetală, eu știu, gazon tăiat și sau paie sau burieni rupte, puse deasupra, pentru că acest lucru va facilita umiditatea din sol să rămână la nivelul solului, la rădăcinile plantei. Și plus că în timp se descompune și se produce nutrient necesar rădăcinilor plantelor. Ok. Vom pune unul la mare aici. Aici au fost doi, dar unul a murit. Noi alegem să punem doar unul. Atenție, castraveții și toate plântuțele din familia castraveților au nevoie de foarte multă apă. Rădăcinile sunt firave. Și fiind curcubitacee, bineînțeles, trebuie să îi irigăm destul de des și să menținem o umiditate destul de bună. Paiele, în exemplu ăsta de mulci, aduce un aport mare de azot, dar se descompune lent, ceea ce face să fie prielnic plantelor. Azotul în cantități mari
nu face întotdeauna bine, însă dacă se descompune lent, nu este nicio problemă. Pentru a nu-l strangula, pentru că e firav și mic, vom băga o țepușă. Și vom lega ața de ea. Și vom lăsa să crească. Cam asta e tot. Bună seara! Vom mai pune unul aici. Distanța este apropiată, dar avem loc. Are loc să se dezvolte. O să vedem într-o săptămână, două, cum se va dezvolta și să sperăm că mâncăm și castravețe amari. Toate cele bune vă doresc, prieteni. Până data viitoare să ne reauzim cu bine și să nu uitați că se poate și bio.